Răzvan, mai știi ce făceai în urmă cu 20 de ani pe vremea asta? Martie 2003? Martie 2003 jucam la Rapid și aveam o echipă foarte, foarte bună care avea să câștige titlul în vara lui 2003. Deși nimeni nu prea vă dădea șanse la începutul sezonului. E adevărat că nu ne dea șanse, dar eu cred că a fost o echipă extrem de unită. Aveam un spirit care ne unea și care făcea ca acel grup să fie unul foarte, foarte puternic. Chiar dacă stăm bine să ne gândim atunci la Steaua, era Steaua, era Dinamo, erau echipe extrem de puternice, cu jucători foarte, foarte buni în componență și de aia nici nu aveam, să spunem așa, cu siguranță nu aveam prima șansă la titlu, dar acel spirit, acel vestiar foarte, foarte unit a făcut ca Rapidul să câștige campionatul și să-l câștige într-un mod foarte clar și nu neapărat clar, cât acea încredere pe care o aveam la fiecare meci și în care adversarul practic nu avea o replică. Peste trei luni Rapid sărbătorește 100 de ani de existență. E în play-off, dar cu șanse mici la titlu. Deși nu acesta e obiectiv. Da, bine, nu neapărat că acest, în sufletul suporterilor, cu siguranță, obiectivul este câștigarea campionatului, dar mai departe, să fiind realiști, da, sunt șanse mai mici decât a celorlalte echipe, dar nimic nu e imposibil. Poate Adrian are bagheta lui Harry Potter și băieții o să joace ca pe sârmă, cum se spune. Orice se poate întâmpla, nu e ceva care este dinainte pierdut. Într-adevăr, șansele nu sunt ca cele ale lui CFR sau Faru. Stai că mai sunt și celelalte, deci nu sunt cele mai mari șanse. Orice se poate întâmpla. Cum ți se pare Rapidul la 100 de ani? Aproape. Rapidul este echipa, este, să o zic așa, singura echipă care mi-a rămas în suflet din România, echipa la care am crescut, echipa care practic m-a aruncat, să spunem așa, în fotbalul mare și este clar că o să rămână echipa mea de suflet în continuare. Mai departe, eu sper din toată inima că proiectul de Rapid, și eu cred că este un proiect sănătos, cred că este, dacă nu să spunem, să spun sincer, cel mai sănătos proiect din România, cu venirea domnului Șu, cu Daniel Nicolae și mai departe Mutu, care am declarat-o foarte multe rânduri, este total schimbat și este pentru mine este total schimbat în bine și este un antrenor care are potențial și are perspective bune. Mai departe, eu cred că acest proiect va fi unul de succes, pentru că fiecare își știe locul. De la patronii Rapidului până la Daniel Nicolae, până la oamenii de pe banca tehnică, de la oamenii din Academie și toți cei... Vasile Maftei, alt prieten de-al tău. Alt prieten de suflet, să spunem așa, Maftei, care e în Academie și tot așa, sunt oamenii care fiecare își știe locul și cu siguranță eu cred că Rapidul și proiectul Rapidului va fi un succes.